Vă salut, băieți, și bine v-am găsit la un nou clip de Man in the Raw serverul Carpathians. De aceasta o să dăm un mic PvP cu acest ninja de nivel 65. By the way, contul a fost dat. Asta este ultimul clip pe care noi o să-l facem pe ninja. Sau poate mai vorbim cu proprietarul și la fiecare update o să mai intrăm să mai dăm un PvP să vedem cum s-a schimbat damage-ul. Hai să vedem acum cum stă situația. Și avem și niște cufere Hydra de deschis. Poate avem ceva noroc și facem și noi o eșarfă aici. Nu uitați de butonul ăla de like, fraților, și de un follow pe Instagram shop.metin2ro. Am văzut că câțiva băieți au încercat să facă niște scheme la Instagram, dar oricum e irrelevant pentru că se vede acolo că au zero follower. Chiar am pus la story și v-aș ruga foarte mult să fiți atenți. Dacă nu, îmi dați mesaj și pe contul meu personal, Cosmin Tcaparu, îl aveți în descriere și vă răspund acolo fără nicio mică problemă. Bun, hai să vedem aici cum stă situația. Uite că avem o vrăjitoare și din ne-a dat metalul. Bine, mă, băiatule. Bun, 3-1 metalul. Deci deja banii s-au cam scos. Și acum eu, sincer să fiu, aș vrea o eșarfă. Deci chiar aș vrea o eșarfă. Cartea pietrelor, bijuterie rea voință, perla albastră, mănunchi, bijuterie, biscuite. Mamă, dar n-am mai dat. Deci uitați-vă și voi, a dat. Hai, mă, le deschidem pe astea repede. Le dăm repede tank. Uitați-vă și voi ce drop nesimțit, mă. Deci ne-a dat metalul și după aia nu ne-a mai dat absolut nimic. Deci nimic. Urâtă rău de tot asta. Bun, hai să punem aici alchimia. Iteme, le avem pe astea forță rău de tot. Băgăm aici, ok. O punem, ne dăm pe liber. Și avem un damage de... Nocan. Mamă, mi-a dat 19k ăsta. Mamă, licanul vieții. Nu avem... Bă, dar avem 0 colți pe noi, nu? Ba nu, avem 15 colți. Dar cât dăm noi în licanul ăsta, mă? Mamă, dăm ceva. Chiar dăm ceva bine. Nu e de neglijat. Aș pune full colți pe noi și astea de lican. Gheară. Avem aici... Asta cu gheară n-avem. N-avem colier cu gheară. Păpuș cu gheară, cercei cu gheară. Aia avem pe ăștia cu gheară aici. Bun, ia să vedem. Bă, energie n-avem. N-avem lican pe safir. Cât dau, mă? 3k pe hit? Stai puțin. Stai așa puțin că nu n-am văzut. Bă, băieți. Mamă, 3k pe hit. Bă, e ceva. Sincer, nu avem cuțite cu... dublu semi. Și dăm 3k. Nici nu rog furiurile aia. Bă, mai bag și eu furiuri, dai seama, level 65, bro. Nu e contul complet încă. Ca alchimie avem felul următor: rubin clar, full PvP, jad clar full. Bă, nu cred. Gheare PvP. Gheare PvP. Așa, safirul, unde nu avem lican, ninja war sura. Granatul full, onyxul full cum trebuie pentru PvP, pătrundere și dublu corporal și diamantul cu dublu PC și apărare magică. Și dăm în el. Dăm bine. Deci chiar îmi place. Aolo, și-a pus și pet și l-a pus pe, l-a băgat pe salam. Bă, l-a băgat pe salam aici. S-a băgat și băiatul meu pe fulluri. Da, mă, dacă te prinde ninja un rulant, poți să ai tu orice full vrei, că nu mai contează, mă, nu mai contează. Nu mai contează, e prea fain contul, mă, băieți, n-am cuvinte, îmi place, deci chiar îmi place foarte mult. Haină dragon albastru, uite, bă, și cu posedata asta, cât de bine arată. Deci, cât de bine arată, plus care valoarea atacului magic, plus 50 pe 67, care iarăși ajută foarte, foarte mult la PvP. N-o să mai stau să fac încă o prezentare a contului, pentru că mai aveți deja una pe canal.
Dar mie îmi place foarte mult. Hai să aruncăm și astea. Târnăcop. Hai să-l aruncăm și pe ăsta. Le-am băgat și băieților vrăjitoare. Mai fac și ei. Ou de maimuță. Hai să deschidem și pe asta. Știu că asta cred că o să fie un clip puțin mai haotic, dar știu că vă plac și clipurile astea. Hai să vedem aici. Avem tip 2. N-a mers. Dar oricum avem pe ăsta cu 290 de zile, frate. Adică altceva. Chiar altceva. Level 10, dar ăsta cred că e buff. Ba nu, nu e buff. Nu e buff și fii atent. Și fii atent că are armura plus 10. Are armura plus 10 și e ce trebuie. Aș căuta un war PvP să dau un duel. Fonfăitul ăla părea a fi PvP. Care era pe aici Supreme War. Și ăsta e PvP. Ar trebui să fie, din câte țin eu minte, cuvânt, papuci, apă, 10-10-15, o viteză de atac ieftin. Dar 10-10-15, nu cred că sunt așa de top. Sincer să fiu. Ce mai avem pe cont, băieți? Mai avem 855 DJD-uri. Mă rog, asta gen, mai arată aici ce s-a mai dat așa cu tot cu contul. Aici nu prea am mai avut cine știe ce, sincer să fiu. Ia uite-l. A intrat. Aolo, și asta a intrat aici și ăsta vrea să intre pe mine. Dar n-avem șaman pe niciuna. Fiți atenți aici. Mamă. M-a terminat. Mamă, cum dă șamanul, mamă, forță rău, bă, cum să nu-ți placă să ai un caracter PvP, deci cred că e PvP-ul fain, dar PvP-ul e partea cea mai 3,5k, cred că n-a dat damage deloc, dar PvP-ul e partea cea mai interesantă, a jocului ăsta, sincer să fiu, top. Deci, e foarte, foarte interesant. Într-adevăr, nu avem noi șaman, nu avem multe chestii aici, dar e ce trebuie, măi, e ce trebuie, sincer să fiu. Deci îmi place la nebunie contul acesta. Chiar m-am gândit, am primit și câteva întrebări, bă, Taker, dar nu le-i tu așa, nu faci tu o combinație de-aia. E foarte, foarte mișto și... Într-adevăr, poate îmi pare așa puțin rău de el, mai ales de alchimia asta care este super, frate, deci super, super. Dar mi-a făcut mare plăcere să joc pe contul ăsta, mai ales avea și un costum aur aici cu 6-7 minus 1% daune de atac la șef, dar nu este, dar cred că se trebuia daune de abilitate de la șef. Bă, ține-o bine minte, daune de abilitate, clar. Nu dau țepe 71. Bă, eu cred că a dat țeac. Sincer. A luat un damage mult prea mic. 15. 8. Da, deci îmi place și foarte mult asta. Hai să vedem de curiozitate prețurile la... cum îi zice, mă? Să vedem de curiozitate... Prețurile la alchimie, cum s-a mai dus piața în sus, în jos, sunt foarte, foarte curios oamenii și cred că știu că eu vreau să duc rubinul la 5 oameni, dar mi-e greu că se și farmează foarte mult pe farmația în ăsta. 4, deci sunt 5. Ar veni 8. Mamă, 4, 39, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, băieți, hai să facem un mic calcul. Câți oni ne-ar trebui în momentul de față să luăm astea 8? Deci, zic că le pui pe toate la un 4,15 preț mediu, dacă le-am luat pe toate, ori 10. Deci, o pagină de asta vine cam 41 de oni, 41,5. Înmulțit cu 8 pagini, 332 de oni. Mamă. Bă, 332 de oni ar trebui.
332 de ONI ca să mai urcăm puțin prețul. Deci cred că ar urca pe la un 440. Corectați-mă dacă greșesc. Nu știu ce să zic. Cred că ne-ar trebui un buget mai mare. La diamante îmi place cum stăm. Deci chiar îmi place foarte mult cum stăm. Hai să vedem. Groci 250, 240, 240. Ăsta e bun la 225. Asta e bun. Asta cu apărare iarăși e bun. Foarte multe diamante perfecte. Deci în diamante ar merita să te bagi. Eu mă gândesc în diamante chiar ar merita top să intre așa în ele. Profet auriu ieftin aici. Ia mă, la cât de ieftin îl vinde? Sunt doar curios aici. Profet 2,80. Mamă, dar a scăzut mult profetul ăsta auriu. Deci a scăzut mult. Mult. 41 la 150. Ia, ce înseamnă aici, mă? Deci 640 de uni împărțit la 160. 4 în bucata. De ultima bere, că nu o să ția nimeni. Dios mios, iarăși ăsta. Mult prea scump. Mult prea scump. Dios, vin la ăștia la 4 ani bucate. Deja mi se pare exagerat, vere. Adică nu o să se cumpere toate. Nu o să se cumpere 17 pagini până la următorul event. Deci de ce ai încercat? De ce ai vrea să faci asta? Nu înțeleg, efectiv. Deci jur că nu înțeleg. Bă, mă uit aici și nu înțeleg de ce ai vrea să le pui pe ăstea ta. Adică nu mai ai nevoie de oni, si oni. Sunt foarte, foarte mulți oameni blocați acolo. În punctul meu de vedere, chiar nu e combinația asta. Ce am mai avea aici? Obiecte speciale, consumabile. Alchimie, rubin. La astea ne-am văzut aici la 4 ani. Sunt multe rău de tot. Miticul, sunt curios cât mai e, poate găsim un la 24, ia uite-o pe asta, 24,99, 24,99 și pe aceea începe la 25. Asta ar merge la, să-l pus la un 24. Păi, sincer, și toate par merg, toate ar merge de luat. Eu vă zic sincer. Vă zic sincer și clarul e 59. Un clar full PVP, cât mai e? Mamă, 74, de ce sai de viața mea? Perfectul, mai vorbim, 100. Mamă, bă, băiatul, 148, perfectul. Și avem aici strălucitor full PVM la 395, 394, 385. Excelent, excelent. Strălucitor de plus. Na, ăstea o să se ducă. Deci ăstea o să se ducă în jos, că sunt foarte multe pe piață. Și mai poți să-mi negociezi. Deci dacă vrei să iei un strălucitor acum, eu zic că ăsta e momentul la care poți să negociezi. Chiar poți să negociezi mult, din punctul meu de vedere aici. Mamă, cum s-a dus alchimia. Hai să vedem și prețul la voucher. Ai de viața mea, 30. Bă, se duce voucher de 50 spre 4 ani pe Carpatia. Bine, exagerez, spre 4 ani, da. Spre 3 ani 20, spre 3 ani 30 se duce. Wow. Wow. Ah, am încercat să-i fac o manevră aici, o schemă de aia, ț, schema P, schema mama e de treabă, dar nu prea mai, bine, mi-am ales și o oră proastă de filmat, este ora 2.47, na. Și acum, pentru acest ultim damage. Bă, e fain, sincer să fiu. Deci chiar îmi place. Îmi place mult așa, să stai 20, 20, 20, 20.
Dar cred că ar putea duce mai mult, mă, asta mă freacă pe mine. Gen, eu cred că acest cont ar duce mai mult. Nu înțeleg de ce nu dă puțin mai mult. Eu mă gândesc că ar merge să dea mai mult. Pentru ce aveam eu pe Supreme Ninja, mă? Aveam alchimia mai bună. Te dea mai mult. Dar logic, mă, că aveam diamantul excelent cu PC și rubinul cu atac. Ah. De asta. 35k, vai de viața mea. Ăsta da. Bun, băieți, cam asta și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și mă data viitoare. Noi și ne auzim cu bine. V-am pupat. Stai, mă. Care ești, mă? Care ești? A intrat. A intrat spiritușul? A intrat. Bun, băieți, cam atât și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și mă data viitoare. Noi și ne auzim cu bine. V-am pupat. Ceau.